Vă salut! Astăzi am desfăcut un diferențial, un grup spate cu diferențial blocabil din buton la un Iveco Daily 2.8. Am găsit... puteți să vedeți, uite ce șpan avea aici. Deci era plin de șpan, dar șpanul era cauzat de la diferențial. Dacă vedeți, s-a întâmplat la o forțare, probabil, așa, a pocnit ăsta la diferențial și uitați-vă, nu a stricat deloc colții, el a pocnit și a stricat aici tot. Și toată pilătura aia s-a dus în rulment, în schimb, o să trebuiască schimbați rulmentul la grup. Pinionul arată foarte ok. Așa, o să dăm jos și grupul înăuntru. Să vedem care e treaba. Cred că o să fie ok. Nu știu unde se pun un pic. Hai zis că o să revenim. Țăr. Așa, probabil scoate pinionul, ca să vedem și cum arată înăuntru. Așa, întins pe clapul. E de preferabil să luăm ceva de cauciuc, ar fi de și piese. Un pic, dar nu se întâmplă nimic. Am dat foarte ușor. Așa. Pinionul arată foarte ok. După cum vedeți. Deci nu am avut nicio problemă la el. Așa. Pun aici. Așa. Hai să vedem dacă ce e genul într-un. Dacă trebuie bun. Să dăm astea afară. Nu știu dacă are rost să-l dăm. Dar o să-l dăm afară ca să curățăm bine tot înăuntru. Care e numai șpan și trebuie curățat. Uitați, aici e numai șpan. Uite, stai așa, urac. Numai șpan. Așa. Și trebuie dat ăsta. Trebuie scos afară. Ca să scoți afară, scoți cuile astea de aici. Frumos. Și ai scos pinioanele afară. Bun. Un pic. Și am scos, după cum vedeți, arată destul de bine. Așa. Și haideți să le punem frumos. Iax. Le punem aici. Acum scoatem și pe ăsta la fel. Asta e mijlocul. Vedeți că ăsta e... Pa! Nu e problemă. Pe șaiba de la... Trebuie să rămân acolo. Da, arată foarte bine. Nu am tot ok. Bun. Ce mi se pare aici bizar, e că văd doar o singură siguranță, ca să-i spun așa. Stai să găsi pe jos. Da.
asta să tocesc, asta să... Uite și asta e aproape gata. Nu am mă gândesc. Sau asta full doar, o să doar ca să centrez un pic. Da, da, ții un pic. Tu filmezi asta? Îl filmezi? Așa. Deci aici o să-l curățăm, dar nu azi. Și o să-l punem la loc cum era. Bun. Punem tot aici. Sau eventual, ca să nu încurcăm nimic. Nu, nu, uite, că nu, nu am mai avut nimic altceva. Una singura. Așa. Putem să-l punem la loc. Ca să nu încurcăm treburile. Și când o să schimbăm ce avem de schimbat, o să curățăm, o să scoatem pirul din una. El trebuie să rămână pe mijloc. Atât. Și puteți vedea. Astea stau centrate pe mijloc fără să facă nicio problemă. Și aici vine aceasta. Așa funcționează. Ok. O lăsăm aici deocamdată și o să revin cu videoclip când o să montez la loc. Când o să schimb asta, o schimb cu tot cu rulment, nici nu mai are rost să mai dau rulmentul jos. O să vină schimbatul cu totul și o să mai trebuiască să schimbăm și reducții, buș, nici nu știu cum să o numesc, care a crăpat. Așa, și rulmență. Uleiul avem cumpărat deja aici, frumos 3 litri. Și cam asta e treaba. Închid, nu? Te rog. Da.